Bună ziua, sunt Gabriel Ursan de la gsmro.ro și iată că a sosit momentul să vă prezint Nokia X101 Dual SIM, unul dintre primele Dual SIM-uri de la Nokia veritabile, în sensul că funcționează cu ambele cartele SIM simultan. Pe lângă acest review video, am să vă fac și unboxing-ul, cum se numește, am să vi-l scot din cutie, cu mulțumiri către Marian, un prieten de-al meu care comercializează astfel de telefoane, dar nu dorește neapărat reclamă să-i facem, deci am să-i pronunț doar numele. Am intrat în posesia acestui model de X101 Dual SIM de la Nokia. Hai să îl vedem. Să vedem ce conține pachetul. Am văzut aici telefonul, la cât de ușor este, cu siguranță nu are acumulatorul în el, am să-l pun jos și o să caut mai departe în cutie. Văd aici certificatul de garanție, care bănuiesc că este de 24 de luni, ca în cazul oricărui aparat electrocasnic sau electronic. Da? Avem aici încărcătorul său original, văd că este o priză mai deosebită care se folosește în alte țări, în alte state, dar văd că vine și adaptorul, oricum ar fi, dacă e să nu doriți să o folosiți așa cu adaptor, mufa este o mufă subțire, cum se zice, de Nokia și dacă aveți niște modele de Nokia actuale, o puteți folosi fără niciun fel de problemă. În continuare mai descoperim aici un set de căști cu microfon, un hands-free, astfel încât să puteți asculta muzică pe telefon, să puteți vorbi la el în timp ce conduceți sau faceți diverse alte activități și nu vreți să vă folosiți mâinile. Deci vine în pachet și cu căști și exact ceea ce aveam nevoie aici, acumulatorul acestui telefon. Este un BL5J de 1320 de miliamperi, da? Fabricat în China, la fel ca majoritatea acumulatoarelor pentru absolut orice dispozitiv mobil din acest moment. Sper că s-a văzut și la cameră. Sunt unii care țin neapărat să vadă când, cum și unde este fabricat acest acumulator. Vă asigur că, ca la orice Nokia, acumulatoarele sunt fabricate toate în China. De acumulator, de fapt, o să avem nevoie și mai departe avem aici manualul de utilizare. Din păcate n-am observat un manual de utilizare în limba română, dar dacă vizualizați acest videoclip pe care eu l-am publicat pe YouTube direct în articolul special destinat lui Nokia X101 pe gsmro.ro, veți vedea că v-am pus un link acolo ca să puteți și să descărcați, să downloadați manualul de utilizare al lui Nokia X101 în limba română. În cazul în care vedeți acest videoclip direct de pe YouTube, vă invit să accesați site-ul gsmro.ro, deci http://gsmro.ro și în căsuța de căutare scrieți review video Nokia X101 Dual SIM și veți ajunge la articolul respectiv. Sau căutați pe Google Nokia X101 Dual SIM gsmro ca și cuvânt cheie și cu siguranță vă aduce la articolul despre care vorbeam, să puteți descărca manualul și, bineînțeles, afla și alte informații pe care eu poate nu le spun sau nu le acoper în acest review video, în acest videoclip. Hai să vedem Nokia X101 Dual SIM și la treabă, să-i scot ușor capacul din spate, să nu vă speriați, la alte telefoane capacul iese mai greu pentru că plasticul fiind foarte nou e ceva mai rigid și răspunde mai greu la comenzi. Am și două cartele SIM aici. O să vă rog să ignorați operatorul de telefonie mobilă, nu facem reclamă la nimeni, dar pur și simplu am avut două cartele acestui operator la îndemână. Telefonul este, bineînțeles, ca orice dual SIM, un telefon decodat, funcționează în absolut orice rețea din România sau din afara României, cel puțin modelul pe care l-am eu, dar cred că niciun operator de telefonie mobilă nu va vinde dual SIM-uri codate, nu are cum, e ușor în afara logicii. Ok, am să-i pun acumulatorul. Am să-i pun capacul și mai departe o să deschid pentru prima dată și pentru mine. Nu am reușit chiar să-l și ajung în zona de a-l deschide. O să mi se cere, văd că se deschide foarte repede. O să introduc codul PIN pentru cartela SIM-1 pe care am introdus un slotul de SIM, unul din spate și acum, pentru că ambele cartele sunt protejate cu un cod PIN, am să introduc codul PIN și pentru cartela SIM-2. Da? Ambele coduri au fost corecte, acceptate. Am posibilitatea să îl folosesc telefonul în trei moduri. Să-l folosesc în modul dual SIM, să-l folosesc doar cartela SIM 1 și cartela SIM 2 va apărea închisă, sau să folosesc doar cartela SIM 2, iar cartela SIM 1 va apărea închisă. Având în vedere că l-am luat ca să-l testez ca și dual SIM, îl vom folosi ca și telefon mobil dual SIM. Iată sunetul de Nokia cu care ne-am obișnuit. Da? Și acest telefon se va fi pregătit pentru prima conectare a sa în rețea și pentru prima captare.
Văd că a captat semnalul de la prima cartelă SIM, urmează să capteze semnalul și de la cea de-a doua cartelă SIM. Da? După cum observați, ambele cartele SIM sunt online, sunt cu semnal, pot fi folosite. Ca și telefon, e un telefon compact, e un telefon care pe margini văd că are niște taste dedicate muzicii. Nokia X101, pe lângă faptul că e un telefon Nokia cu dual SIM, e un telefon Nokia din seria X, din seria multimedia, din seria destinată ascultătorilor de muzică sau redare conținut multimedia. Poate e mult spus multimedia pentru că telefonul nu are neapărat o cameră foto, e cât se poate de simplu și autonomia bateriei ar fi cea care ar avea de câștigat în acest caz, cu cât mai puține funcții pe un telefon, cu atât autonomia telefonului e mai mare. Și pentru cei care nu știu, sau e vorba de primul lor dual SIM, un telefon dual SIM consumă dublu față de un telefon normal. De ce? Pentru că trebuie să țină pur și simplu două cartele SIM în rețea active și efortul acumulatorului e mult mai mare. Și de aceea să nu vă așteptați ca la un telefon cât se poate de simplu să vă țină atât de mult bateria cum erați obișnuit cu Nokia, la fel de simplu și la un dual SIM. Mă aștept ca bateria, nu știu, pentru acesta depinde și cât vorbiți, să vă țin undeva în 3, 4, 5 zile. Dacă vă țin o săptămână, deja îl putem numi cel mai autonom dual SIM de pe piață. M-am jucat un pic și în agenda. Observați că majoritatea contactelor îmi sunt trecute aici la comun, și pentru SIM-ul 1 și pentru SIM-ul 2. Pe SIM-ul 1 eu nu prea îl folosesc, nu prea salvez contacte în el și de asta nu apar și de pe el. Dar pe SIM-ul 2 mi-a găsit absolut toate contactele. Mai departe, în meniu, avem un meniu simplu de Nokia, meniul de mesaje, meniul de contacte, registru de apeluri, avem și câteva jocuri în el, avem Snake cu Sudoku Beach Rally, da? Avem meniul de muzică, setări, da? Ceas, nu trebuie să-i setăm ceasul, extras, unde avem reminders, calculator, convertor și așa mai departe. Și mai avem meniul operatorului de telefonie mobilă, care de la caz la caz va apărea unul sau altul. La setări sunt curios să aflăm împreună cu voi dacă are și limba română. Spuneam în articol că nu cred că are limba română. Da? O să ne ducem pe setările telefonului să vedem dacă există de selectat limba română aici. Având în vedere că nu văd niște limbi foarte ciudate, e mare lucru totuși că a ajuns telefonul ăsta în România, având în vedere că se zvonea că e fabricat doar pentru piețele BRICA, adică piețele din Brazilia, Rusia, India și China. Văd că și limbile din dotare sunt pe el, de asta va trebui să ne mulțumim în engleză. Mai ales că e un telefon foarte simplu, neavând foarte multe funcții, e suficient să-l folosim doar pentru apelare și pentru a primi apeluri pe două SIM-uri. Ca să formăm un număr, e suficient să-l scriem, da? Și să dăm apel. În momentul în care am dat apel, ne va întreba telefonul de pe care cartelă SIM să inițializeze apelul, respectiv SIM 1 sau SIM 2, da? Am posibilitatea să aleg. După ce am ales SIM-ul, am dat select aici sus, pur și simplu se face apelul de pe SIM 1. Asta înseamnă că minutele am închis, ca să nu sună aiurea, oricum nu era un număr valid. Oricum, ca să știm exact de pe ce SIM sunt luate minutele, suntem taxați și așa mai departe. De asemenea, la fel și din agenda, dacă selectăm, de exemplu, o persoană, în momentul când o sunăm, la fel ne întreabă dacă vrem să o sunăm de pe SIM 1 sau de pe SIM 2. Și după cum observați, ambele SIM-uri sunt active, funcționează fără niciun fel de problemă. Cam prea multe de spus despre Nokia X101 Dual SIM nu sunt. E un telefon simplu, e un telefon, exact cum spuneam și în articolul de pe site, de pe blog, de pe gsmro.ro, e un telefon pentru cei care nu doresc decât un dispozitiv mobil de comunicare telefonică și atât, fără internet, fără alte chestii. Bine, are și GPRS telefonul, dar nu știu cum cine o să stea pe internet să folosească la viteze atât de mici. Deci pentru vorbit, pentru autonomie foarte mare a acumulatorului, repet, la un dual SIM, da? La un telefon cu două SIM, Nokia X101 e o alegere excelentă. Singurul inconvenient, dacă îi pot spune așa, față de Nokia C200, care îl așteptăm într-un alt review și despre care zice că are o clasă în plus pentru că are două procesoare, e că pe acest, iată, primesc și un
și un apel acum, am să-i dau respins pentru că nu pot vorbi în timpul unui review video. Singurul inconvenient, ziceam, despre Nokia C2, despre Nokia X101 e că nu are două procesoare, adică dacă cineva, vorbeam, răspundeam acum la acest apel care îmi venea pe SIM-1, după cum ați observat, dacă răspundeam la acest apel, dacă cineva încerca să mă sune în același timp pe SIM-ul 2, exact cum v-am explicat și în articolul de pe blog, eu mi-a părea ca SIM-ul 2 ca fiind închis. Dar și Nokia C200 se zvonește, pentru că până nu-l testez nu pot să spun cu mâna pe inimă că așa este, ar putea primi apeluri simultan pe ambele SIM-uri. Da, în rest eu, să zicem, să fim serioși acum, cât de mari sunt șansele să primiți două apeluri simultan pe două SIM-uri total diferite ca să vă meargă. Deci Nokia X101 ar putea fi o soluție chiar foarte bună pentru cineva care caută un dual SIM sănătos de la Nokia. Astea fiind zise, vă mulțumim pentru atenție și vă mai așteptăm pe gsmro.ro pentru alte review-uri video la telefoane. O zi cât mai plăcută. La revedere!